Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta aș începe cu cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care în predica de pe munte a spus următoarele. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În seara aceasta vă propun să explorăm cum să ducem lumina. Cum să ducem lumina în sfera socială, în societate. Și de aceea avem o temă interesantă pentru această emisiune, Penticostalism și viața publică, și un invitat special, directorul Liceului Teologic Penticostal Emanuel. Vă spun bună seara, bine ați venit la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație și în același timp vă mulțumesc pentru propunerea acestei teme. Mă bucur că sunteți cu această temă în emisiune, ați mai fost la emisiunea Teologia în Actualitate, de aceea, înainte de a intra în temă, aș vrea să vă întreb câteva lucruri despre dumneavoastră. Dacă puteți să răspundeți câteva lucruri pe care Dumnezeu v-a chemat să le faceți în această vreme. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă prezenta. Numele meu este Ciprian Gheorghe Luca. Sunt soțul Lilianei și tatăl a trei copii minunați, Daniel, Tabita și Andreea Jessica. Sunt profesor de religie și director de 7 ani de zile al liceului de care amintează, Liceul Teologic Penticostal Emanuel. În același timp am harul să slujesc ca pastor asociat în Biserica Penticostală Centrul Creștin Emanuel din București, biserica fondatoare a liceului, și cred că este tot un har și o îngăduință de la Domnul să pot să lucrez în, să spunem, cercetare, finalizând teza de doctorat în perioada aceasta, intitulată Communio Sanctorum, către o teologie penticostală a vieții publice. Ce este teologia publică? Intrăm frontal în subiect. Cred că e singurul mod de a intra într-un asemenea subiect. Și mi-a plăcut foarte mult versetul biblic cu care ați deschis emisiunea. Așa că, dacă îmi permiteți, vreau să mai adaug unul care merge în aceeași direcție. De data aceasta din Pavel. Domnul Iisus Hristos e cel care a rostit versetul pe care l-ați amintit. Eu o să citesc din Pavel, din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Într-un sens suprasimplificat, dar biblic, teologia publică este încercarea teologiei creștine sau a teologilor creștini de a prezenta, de a arăta într-un mod nestricat, neștirbit, adevărul lui Dumnezeu în așa fel încât el să poată fi primit de orice cuget omenesc, recunoscut ca atare, ca adevăr. Și aș adăuga la asta ca adevăr public, adică de interes public, de maxim interes public. Se impune să dăm și câteva definiții ca cei ce ne urmăresc să înțeleagă mai bine ce este teologia publică, pentru că domeniul acesta teologic, sau branșa aceasta, să spunem, în sfera teologică, este puțin mai nouă. Ea are aproximativ 30 de ani în mediul universitar, dar în România e ceva destul de recent. Există chiar profesori universitari care au fost invitați la diferite evenimente organizate pe tema aceasta teologiei publice și ulterior s-au exprimat fie în prelegeri, fie
în postările lor de pe social media că au fost la o prelegere de teologie politică sau la o prelegere de teologie practică, dar numai publică, nu. Și aceea teologie publică. Unul dintre cei mai importanți cercetători și autori în acest domeniu al teologiei publice, și anume Duncan Forrester, spunea că teologia publică este teologia care se adresează unui public întreit. Și prin public întreit, el are în vedere academia sau mediul universitar, societatea în general și biserica. Deci este un mod de a face teologie care se adresează căutărilor și întrebărilor acestui public întreit. Sunt cercetători în mediul universitar care își pun anumite întrebări și, așa cum vom vedea imediat, aici este interacțiunea dintre teologie și alte discipline de studiu, deci, să spunem, interdisciplinaritatea acestui demers. Există oameni din societate și în societate includem și, să spunem, zona politică sau zona statală de guvernanță și zona societății civile, da? Pur și simplu cetățeni, care își pun anumite întrebări și se întreabă oarecum este privit subiectul acesta din perspectivă teologică sau religioasă vis-a-vis de anumite probleme din societate. Și, bineînțeles, biserica este la rândul ei un public, pentru că biserica nu este o chestiune privată, ci publică. Dar teologia publică este mult mai mult decât teologie care se adresează unui public întreit. Teologia publică este o activitate publică făcută în domeniul sau în spațiul public, în căutarea adevărului public, care întotdeauna are de-a face cu binele obștesc sau binele comun și înflorirea umană sau bunăstarea umană. Unul dintre scriitorii importanți din domeniu, Andrew Morton, spunea, și dacă îmi permiteți voi cita, teologia publică are de-a face cu relevanța publică a teologiei, care are în centrul identității sale o preocupare pentru venirea împărăției lui Dumnezeu în lumea publică a istoriei omenirii. Deci, teologia publică este un demers prin care adevărurile credinței creștine, adevărurile teologice, sunt exprimate sub forma unor adevăruri publice drept răspuns la întrebările fundamentale ale societății în care trăim. Ca metodologie, ea este interdisciplinară, de aceea, spre exemplu, spre deosebire de teologia politică care cumva se plasează în sfera aceasta științelor politice, putem găsi lezne scriitori care interacționează cu astrobiologia, cu economia, economie politică, filozofie politică, sociologie religioasă, sociologie politică, sociologie per se, da? Etnologie, etnografie, medicină, tot felul de științe, neuroștiințe și așa mai departe. Și din această interdisciplinaritate se dorește, exact ce citeam din Scriptură, prezentarea adevărului într-un mod vrednic să fie primit de orice cuget uman. Am notat două aspecte, relevanță și împărăția lui Dumnezeu. Ducerea adevărului într-un mod relevant pentru societate, pentru viața publică, convinși de împărăția lui Dumnezeu care trebuie să fie promovată sau să ia loc, să ia chip în lumea noastră. Ați amintit de teologia politică. Care e diferența? Da, există
o oarecare suprapunere într-un sens mai larg și de asemenea există diferențe destul de vaste. În sensul larg al definiției, teologia politică este acea teologie care caută să înțeleagă chestiunile de ordin politic, cum ar fi guvernanța, statul, cetățenia sau calitatea de cetățean, viața civilă, viața politică și așa mai departe. Și, bineînțeles, să le exegeze sau să le exegezeze, da, să le citească, să facă o exegeză a lor din perspectiva Scripturii. Asta este teologia politică. Teologia publică se suprapune cu acest demers câtă vreme ea vorbește despre domeniul politic ca parte a sferei publice. Dar politicul nu e singurul compartiment al vieții publice. De sfera publică este mult mai largă decât sfera publică. Sigur că aici e o discuție mai amplă despre spațiu public, piață publică și așa mai departe, dar viața publică și aici, cu permisiunea noastră, îndrăznesc să avansez una dintre ipotezele cu care lucrez în lucrarea mea de doctorat. Viața publică este o viață trăită în public, dar este o viață trăită cu o identitate publică, într-un spațiu public, cu un anumit discurs public care duce la o cultură publică, la un anumit tip de imaginar social, să spunem, și care rezultă într-un comportament public. Ori structura aceasta, sau modelul acesta structural, se poate aplica la educație, la cultură, la economie, la politică, la societatea civilă, la relația dintre biserică și stat, la relația dintre cetățeni, la ideea de cetățenie. Deci se poate aplica la economie, am amintit deja, la orice domeniu sau la orice, hai să spunem, chestiune din spațiul public, inclusiv la media socială, da, la domeniul acesta social media, la televiziune, la radio, la presă, la tot ceea ce ține de discursul public. Am putea să o numim integrarea credinței în diferite sfere? Pentru da. Că era un concept, integrate the faith, da. Integrarea credinței este același lucru sau este puțin mai mult teologia publică? Este puțin mai mult, dar cred că există un puternic obiectiv misiologic sau misionar. Pentru că până la urmă teologia se face pentru a vesti Evanghelia și pentru a reflecta din dragoste față de Dumnezeu, din dorința de a-L iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru, la realitatea al cărei domn este Hristos. Pentru că Hristos, și asta este o premisă sau o axiomă în teologia publică, care e foarte biblică, Hristos este domn al întregii realități sau este domn peste întreaga realitate vieții, nu doar peste ce se întâmplă doar la biserică și atât. Deci nu lucrăm cu o dihotomie. Nu lucrăm cu o dihotomie, lucrăm cu o imagine de ansamblu a suveranității lui Hristos peste întreaga realitate a vieții. Și atunci, pe de altă parte, în teologia publică există acest principiu al respectării suveranității sferelor, care e o chestiune de teologie reformată, în sensul că biserica, sau hai să spunem teologia creștină și biserica ca și purtătoarea ei, nu se vede într-o poziție cumva privilegiată, în așa fel încât să se uite cumva cu condescendență la celelalte sfere, ca și cum astea sunt sub nivelul prestanței sale, ci în teologia publică, biserica acceptă că face parte dintr-o societate pluralistă și că ea este unul dintre glasurile sau una dintre vocile de la masa rotundă a societății. De asta există cel puțin două moduri de a face teologie publică. Există așa numitul mod, să-l numim magisterial,
în care biserica încearcă să pună în termeni familiari acestui public extins conceptele și adevărurile creștine în așa fel încât cumva să adreseze anumite probleme contemporane, dar este un mod de a-i predica cumva, dar nu neapărat în sensul pozitiv, da? De a ține predici, aș spune, moralizator societății sau, mă rog, celorlalte sfere. Și există un alt mod, aș spune, dialogal, în care biserica nu doar predică, e foarte bine că și predică, adică clar trebuie să prezentăm Evanghelia și Evanghelia este un adevăr public, nu este făcut să fie ținut sub obroc. Dar în același timp biserica nu doar predică, ci intră și în dialog. Dialogul este o disciplină care presupune și ascultare. Adică teologia publică înțelege că scopul nostru, al teologilor și, sigur, al disciplinei, al teologiei, nu este doar să spună lumii ce are de făcut, ci să și asculte păsturile, oftaturile, neputințele societății, să înțeleagă ce se întâmplă în societate și să caute soluții biblice, teologice, pentru a le oferi acelor probleme. Am vorbit despre teologie publică, teologie politică, subiectul este vast și cercetarea dumneavoastră este atât de amplă, complexă, încât 50 de minute sunt foarte puține pentru, alocate pentru astfel de discuție. De ce avem totuși nevoie de teologie publică? Întrebarea poate primi un răspuns general, să spunem, într-un context, să spunem, internațional sau global, și de asemenea poate primi un răspuns customizat, ca să folosim un termen mult întrebuințat în zilele noastre, dar personalizat pentru spațiul acesta românesc. Îl prefer pe cel de-al doilea acum, pentru că probabil că publicul nostru, apropo de public, publicul nostru este în special format din cetățeni români. Teologia în general și mai ales teologia politică și mai nou teologia publică în România au o mare problemă metodologică. Sper să nu supăr pe nimeni că spun asta, dar nu sunt singurul care se sesizează și dacă stăm să ne gândim, este o problemă. După zeci de ani de comunism și de educație comunistă și de o oarecare obișnuință cu lentilele hermeneutice ale vremii, ale epocii, vrând sau nevrând, la un moment dat se întipăresc în modul de a te uita la ce e în jurul tău. Dintr-o dată, acum 20 și ceva de ani, în 89-90, am fost puși în situația de a oferi răspunsuri teologice chiar cu privire la problemele societății care numai ce ieșise din comunism, ca și cum asta se întâmplă de pe o zi pe alta, dar e clar că nu e așa, însă cu metodele și cu educația deprinsă în comunism. Lucrul ăsta duce la un fel de limitare, de neputință. Adică cei mai pregătiți, oamenii de cea mai bună credință, care au dorit și doresc să reflecteze critic asupra realităților sociale din perspectivă biblică sau teologică, sunt încă poate și acum la 20 și ceva de ani după căderea comunismului, afectați de o anumită viziune. E o neputință a noastră de a ne și nici nu avem cum să ne desprindem brusc de ceva ce ne-a format.
Asta ca problemă, să spunem, metodologică. Acum să fim un pic mai practici. Vă referiți aici, rămâne puțin la subiectul acesta, ca să poate să fie... Clar, da. Vreau să fiu sigur că am înțeles. Da. Această abordare este doar metodologia de interpretare a textelor sau și modul de a dialoga în sfera publică? Cea de-a doua, în mod special. Și vă mulțumesc că ați pus întrebarea ca să clarificăm. Nu cred că felul în care ne apropiem de scriptură la nivel, să spunem, de demers teologic este atât de diferit, pentru că scriptura e aceeași și dragostea noastră față de scriptură este aceeași. Însă diferă modul acesta de a dialoga cu societatea. Ce fel de dialog exista la modul real între un teolog care și-ar fi propus să fie un fel de intelectual public, că imaginea asta e mai obișnuită pentru cei ce ne urmăresc, decât teolog public, da? Teologul public este un fel de intelectual public, dar în zona teologică. Ce fel de dialog sau cine ar fi cerut sau cine ar fi crezut necesar un dialog cu statul, cu autoritățile, cu societatea civilă pe probleme de interes comun, public, în vremea comunismului? Nu am avut această ocazie și oamenii n-au fost formați să facă asta. Deci nevoia de teologie publică începe chiar de la metodologie, de la a învăța cum să trăiești într-o societate democratică, pluralistă, în care ți se cere părerea, sau cel puțin ar trebui să se ceară, pentru că și aici este o problemă, obișnuit să tăcem din gură, învățat să tăcem din gură, chiar și acum când există libertatea pentru oricine să se exprime pe teme publice, preferăm să tăcem din gură, fiindcă poate că ne e mai comod, sau pentru că nu știm cum să facem altceva, sau pentru că ne simțim cumva timizi sau intimidați de sfera publică. Deci asta e o problemă de metodologie și sper că am clarificat. A doua este, sau următoarele, aș spune, țin de nevoi concrete, reale, pe care le vedem în jurul nostru. Îmi pare rău că nu vă pot da exact sursa, dar aș putea să o caut sau, dacă nu, ulterior o putem căuta și pune. Există un studiu care demonstrează că, deși, pe de o parte, România în acest moment este printre cele mai religioase țări din Europa, în același timp, România este una dintre țările cu cea mai mare rată de corupție. Lucrul acesta ar trebui să ne surprindă, să ne șocheze, aș putea spune. Pentru că în sine problema e următoarea. Niște oameni care se consideră profund religioși, și religioși nu în sensul, cum ar zice englezul, whatever, da, oricărei tip de, în sensul creștin, pentru că ne socotim creștini, ne revendicăm de la creștinism, o țară creștină. Deci un popor care se consideră eminamente religios și creștin, totuși, în practica vieții de zi cu zi, și aici deja ajungem în sfera publică, la comportamentul public, la etica socială și mai departe, acest popor este caracterizat de o nepermisă și alarmantă rată de corupție. Cum e posibil lucrul acesta? Adică te-ai aștepta ca la atâta religiozitate, indiferent de ce confesiune sau natură ar fi ea, la atâta religiozitate, spațiul public românesc și viața publică românească să fie monumente de moralitate și de dreptate și de echitate. Nu se întâmplă lucrul acesta. Unde există fractura? Unde există fisura? Teologia publică, printre altele, analizează critic sau reflectă critic la acest tip de situații și încearcă să găsească explicația și soluția. Una dintre explicații este această dihotomie de care aminteați. Ca să nu spun mai mult, un tip
aproape schizofrenic de a te dedubla și a trăi viața între religios și profan, în propriu numite așa, în care viața politică, publică, economică, comercială, școlară, educațională, culturală e ceva, iar biserica, religia, rugăciunea, evanghelizarea și astea, astea sunt altceva și nu există nicio treabă între ele, nicio punte între ele. Ba mai mult, e păcat sau e o chestie lumească să fii în partea cealaltă și trebuie doar în partea asta altă să fii dacă te consideri un bun creștin. Deci cumva teologia publică construiește un pod, exact, spre ducerea adevărului spre societate, nu considerând că există două sfere, ci mai degrabă că există un drum pe care trebuie parcurs, un drum care trebuie parcurs de la afirmare la integrare în societate, și aici totuși ar fi, fără, pentru că nu avem un reprezentant al altor biserici aici să facem un dialog, dar totuși nu mi se pare că teologia, în speță teologia ortodoxă, creează și menține această prăpastie? E greu de spus. Eu am prieteni teologi ortodoxi și sunt destul de familiarizat cu teologia socială ortodoxă de ultimă oră. Există o serie de demersuri apreciabile, excelente în sânul Bisericii Ortodoxe în acest moment de a oferi o viziune socială. Există chiar un document, viziunea ortodoxă socială, de curând elaborat și e tradus și în românește la nivelul Patriarhiei Ecumenice. Există teologul și preotul Radu Preda de la Cluj, care a înființat o secție de teologie socială ortodoxă la Babeș-Bolyai și care a publicat lucrări de teologie socială ortodoxă. Deci există cumva un demers de a schimba ceva, un fel de aggiornamento ortodox românesc pentru a veni cu răspunsuri. Și creștinii evanghelici, bineînțeles, catolicii sunt cunoscuți pentru învățătura socială sau pentru teologia lor socială, deja sunt celebri pentru asta, dar și evanghelicii vin din urmă. Există un centru pentru societate și Biblie și societate sau Biblie și cultură, știu, în cadrul Facultății de Teologie Baptistă. Există un centru sau un program masteral de studii pentru Biblie și societate la Institutul Teologic Pentecostal din București și există un master și un doctorat în teologie publică, chiar pentecostală, la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, unde studiez și eu. Deci există aceste demersuri. Acum, teologia publică, că de aici am plecat sau aici am rămas, caută să identifice aceste probleme care nu pot fi ignorate și sunt de interes public și să le răspundă pe măsură din perspectiva Scripturii, din perspectivă teologică. Apoi, gândiți-vă la noile democrații, printre care și România. Cum se trăiește nu doar frumos și bine, care este nu doar viața bună, da, the good life, sau imaginea vieții bune de dorit, ci care este viața bună sau ce este viața bună din perspectiva viziunii creștine. Care este propunerea creștină, teologiei creștine, cu privire la cum arată viața bună, la cum arată înflorirea umană, la bunăstarea tuturor oamenilor, binele acela comun, despre care se tot vorbește. Care este contribuția credinței creștine și a teologiei creștine la făurirea unei societăți mai drepte, mai bune, mai echitabile, la construcția de politici publice care să fie o binecuvântare în termenii noștri evanghelici, da, pentru toți oamenii, cu ce poate contribui teologia creștină la, să spunem, pe de o parte, critic,
critica profetică a nedreptăților sociale și de tot felul din jur, în același timp cu construirea fibrei unui popor, a unei națiuni. Adică participarea la construcția națională, dar la participarea la construcția națiunii în care Dumnezeu ne-a așezat. Astea sunt toate preocupări ale teologiei publice. Deci avem o argumentare a existenței teologiei publice în metodologie, în practica creștinului și în societate, și nevoia de răspunsul, poate spune, pe care și identificarea unor situații din societate la care teologia ar trebui să răspundă, poate așa. Exact, mulțumesc pentru clarificare. Sigur că sunt și alte chestiuni, să spunem, nu conexe, ci cuprinse în demersul teologiei publice, care pe moment par să țină de un fel de teologie morală sau de etică teologică, cum ar fi familia, da? Creștinul și familia, creștinul și munca. Care este viziunea creștină asupra muncii și cum vedem noi ca și creștini sau care ar fi principiile teologice după care un creștin ar trebui să-și ghideze viața sa de muncă într-o societate. Ca să fim nepărtinitori, cum ar trebui creștinii să vadă recreerea sau repausul, vacanțele, concediile, da? Relaxarea? Cum ar trebui să înțelegem persoanele marginale, haide să-l numim așa, da? Pe cei aflați la margine, la periferia societății, cum ar trebui să ne comportăm față de ei? Sigur că există, din punct de vedere politic, din punct de vedere social, există o preocupare pentru crearea de politici publice inclusive. Dar oare teologia creștină, pe baza Scripturii, n-are nimic de spus care să informeze această viziune publică asupra politicilor sociale? Are, sigur că are. Da, subiecte foarte interesante. Chiar mi-a venit în minte că am putea discuta despre soteriologie și exact. Modul în care noi înțelegem soteriologia, lucrarea despre mântuire și faptul că noi suntem mântuiți și este suficient pentru noi și nu mai contează nimic altceva cu viața publică. Exact. Și e super faptul că ați spus asta, pentru că de fapt aici este unul dintre punctele nevralgice, indiferent de confesiune, baptiști, pentecostali, ortodoxi sau altceva, catolici, soteriologia noastră, dacă este, aș numi-o nu eronată, ci incompletă, dacă este cumva privată de o viziune suficient de cuprinzătoare a lucrării glorioase ale lui Dumnezeu în creația sa, duce la o retragere din societate. Pentru că dacă avem impresia că mântuirea este doar despre faptul că sufletelul nostru merge la Domnul când murim și suntem bine cu Domnul Iisus și asta e tot, ceea ce nu-i de ignorat, adică e foarte important, înseamnă că n-am înțeles despre ce e mântuirea. Când Biblia vorbește despre mântuire, vorbește despre răscumpărarea întregii creații. Dumnezeu nu vrea doar să mântuiască sufletelul nostru. Planul de răscumpărare, de mântuire este mult mai mare. Include și sufletul nostru. Include fiecare individ. De aceea noi spunem mântuirea e personală. Dar este într-un fel și colectiv. Este și comunitară. Vizează întreaga creație. Și da, în cele din urmă, nu doar noi ca oameni vom fi înnoiți și răscumpărați, și creația întreagă, care înseamnă și animale, și plante, și natură, și cosmos, întreaga fire, întreaga creație, întreaga ctitorire a lui Dumnezeu, suspină după răscumpărarea aceea, după momentul arătării. Studiați despre penticostalism și viața publică. Se poate vorbi de o teologie publică penticostală, în mod specific sau... Da. Sigur că se poate, în cel puțin două, trei feluri. De la general la particular. Teza mea este cumva o încercare de a articula, de a formula o viziune specifică etosului și spiritualității penticostale
cu privire la viața publică. Adică modul în care pentecostalii, în baza ceea ce ei reprezintă și sunt ca tradiție și ca spiritualitate, privesc viața publică sau ar trebui să o privească sau să se raporteze la ea. Când spunem pentecostal, putem folosi cuvântul în sens de substantiv sau adjectiv. Pentecostal ca substantiv înseamnă adept al credinței pentecostale. Nu în sensul acesta folosesc eu cuvântul teologie publică pentecostală, ci în sensul de adjectiv. Adică un cuvânt care descrie un atribut sau o calitate a ceva, care califică cumva un demers. Și în cazul acesta, teologia publică pentecostală este întâi de toate o teologie, în sensul larg, o teologie pneumatologică sau pneumatică. Pentru că ea se revendică de la cinzecime. Aici este un punct, să spunem, comun confesional cu toate celelalte confesiuni, că doar nu numai pentecostali cred că vin de la cinzecime, toți creștinii vin de la cinzecime. Dar cumva paradigma aceea a cinzecimii, ce a făcut Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime, inclusiv în planul acesta al pluralismului cultural, lingvistic. Și apropo, am adus cu mine această carte a lui Amos Yan, care este unul dintre teologii publici pentecostali în zilele Cezarului, pentecostalism și teologie politică. Am avut onoarea chiar eu să o traduc și a fost lansată anul trecut în România. Deci, paradigma aceasta a cinzecimii, Amos Yan vorbește despre felurite limbi. Da? Ce înseamnă felurite limbi? Că nu înseamnă doar că vorbeau în alte limbi. E vorba de o inclusivitate lingvistică, culturală, pe care Duhul o creează. Și multiculturalism, și multiculturalism și toate. Deci cumva asta e paradigma în sensul larg. Într-un sens mai restrâns, teologia pentecostală publică este un mod de a reflecta teologic la zona aceasta publică prin prisma sensibilităților specific pentecostale, confesional. Prin lentilele acestea ale, să spunem, miezului identității pentecostale. Aici unii chiar se întreabă, domnule, dar pentecostalii, având în vedere că sunt atâtea mișcări pentecostale, pentecostalismul este o chestie foarte heterogenă, nu e ceva foarte omogen, vorbim de pentecostalisme chiar, după părerea specialiștilor, în Africa, în Asia, în America, în România, în Europa, diferite nuanțe. Se poate vorbi despre o teologie pentecostală sau mai degrabă așa, doar de niște... Se poate vorbi de o teologie pentecostală, așa numită Evanghelie încincită sau deplină. Dar culmea, din punctul acesta de vedere, pentecostalismul sau paradigma pentecostală nu este pneumatologică, ci cristologică. Chestia asta poate contrazice cumva așteptările, pentru că și mai pentecostalism cu Duhul Sfânt, doar vorbirea în alte limbi, boteză cu Duhul Sfânt, asta de pneumatologia. Nu. Culmea este că, din punct de vedere istoric și dogmatic, oricât de nearticulat ar fi această dogmă, dar acum este de ceva timp, esența teologică pentecostală este Hristos ca mântuitor, Hristos ca sfințitor, Hristos ca botezător cu Duhul Sfânt, Hristos ca vindecător și Hristos ca rege care se întoarce. Asta e așa numita fivefold gospel, da? Evanghelie încincită. Deci accentul este unul cristologic cu consecințe, să spunem, imaginate pneumatologic. Adică există clar o vădire pneumatologică a cum ar trebui trăită viața, dar asta e comună tuturor creștinilor, nu doar pentecostalilor. Și într-un sens și mai restrâns, teologia publică pentecostală este teologia publică făcută de autori pentecostali. În plan internațional, ca să-i număr câțiva, îl avem pe Amos Yan, îl avem pe James K. Smith, care este cumva reformat calvinist, dar e de proveniență pentecostală, este Miroslav Volf, care sigur e episcopalian acum de ceva vreme, dar el este fiul
fostului președinte al mișcării evanghelice pentecostale din fosta Iugoslavie și are un pedigree foarte pentecostal, să zic așa, chiar dacă, mă rog, nu mai profesează neapărat ca pentecostal. Iar în plan intern în România l-am avut, din păcate, trebuie să folosim trecutul, l-am avut pe regretatul profesor Corneliu Constantinianu, care a plecat la Domnul în primăvara acestui an și care este o pierdere enormă. Dumnealui a pus împreună cu profesorul Marcel Măcelaru, care este coordonator la doctorat, au pus bazele acestei extraordinare școli doctorale și chiar de gândire la Arad într-un program de teologie publică pentecostală. Deci, teologia publică pentecostală e o teologie care paradigmatic se revendică de la cinzecime și caută să folosească paradigma cinzecimii ca să se uite la ce se întâmplă în jur. Este apoi, într-un sens mai restrâns, o teologie care ține cont de sensibilitățile și de miezul spiritualității, să spunem, specific pentecostale, ale comunităților pentecostale, și apoi este teologie scrisă de autori pentecostali. Nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să ducem puțin discuția despre teologia publică spre educație, relația, intersecția dintre teologie publică și educație, ce faci, ce școala confesională, și aici am inclus și preuniversitar și universitar, pentru a ajuta pe elevi și studenți să fie activi în sfera publică. Întrebarea este foarte bună. Mă gândesc la expresia românească, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Nu mă pot pronunța asupra sferei universitare, pentru că nu activez în ea. Am puternice legături cu sfera universitară prin intermediul cercetării doctorale și mă învârt un pic în sfera asta, dar nu sunt profesor în mediul universitar și nu cred că pot să mă pronunț. În sfera preuniversitară însă, cu mare bucurie, pot să vă spun câteva lucruri pe care ar... Sau să încep invers. Câteva lucruri pe care noi, ca liceu, încercăm să le facem de la viziune și până la acțiune și apoi câteva lucruri despre care cred eu că ar trebui să le facem. Deci nu le facem neapărat, dar ar trebui să le facem. Liceul Teologic Pentecostal Emanuel, chiar în declarația sa de misiune, are ideea aceasta că vrea să pregătească cetățeni respectabili sau cetățeni de încredere care să trăiască pe baza valorilor creștine. Și conceptul acesta de cetățenie, da, calitatea de cetățean, este o chestiune foarte importantă în teologia și politică și publică. Plecând de la această viziune, modul în care implementăm curriculumul, programa, atât cea laică, să spunem, sau a disciplinelor laice, cât și cea religioasă, teologică, urmărește formarea de competențe cetățenești. Sună puțin așa, limbaj de lemn, adică ce înseamnă acelea competențe cetățenești? Înseamnă că atunci când vine vorba de economie, științe, literatură, cultură în general, muzică, artă, muncă, știu eu, discipline civice sau cultură civică, să formăm în elevii noștri, pe de o parte să le dăm, să spunem, datele sau informațiile necesare ca ei să se poate uita corect la lumea înconjurătoare și, pe de altă parte, să formăm acele deprinderi care să-i ajute să fie buni cetățeni și care, indubitabil, se leagă de valorile creștine, cum ar fi caritatea sau compasiunea față de semeni, dragostea, da, față de semeni, implicarea socială. Deci, la ore predăm, de așa fel încât ei să înțeleagă lucrurile astea, iar în practică, prin programele extrașcolare și extracurriculare, le oferim posibilitatea să se implice în tot felul de ONG-uri creștine, chiar în proiecte necreștine, dar cu miză, să spunem, caritabilă creștină, încât ei efectiv să se formeze ca buni cetățeni. Ce ar trebui făcut? Aici e mult de vorbit. Am să spun doar un lucru.
care e în sine suficient de complex și de mare și trebuie diseminat așa. Cred că trebuie să umblăm puțin la concepția noastră despre formare spirituală și formare teologică ca paradigmă. Viziunea cumva iluministă, de tip raționalist, care a predominat în ultimii educația ani, modernă și... educația modernă, se uită cumva la om, la educabil, adică la elev, ca un fel de cap pe un băț, adică un cap gânditor, da, o minte pusă pe un băț. Și ideea este că dacă reușești să bagi în mintea asta suficientă informație bună de calitate, asta e suficient încât omul acela să trăiască bine și să trăiască ca un bun cetățean. Ce să vezi, nu funcționează. Și asta pentru că, ca să folosesc o expresie de-a lui Jamie Smith, despre care am amintit, noi trăim într-o societate a cărei liturghie culturală rivalizează foarte puternic cu liturghia creștină, dar se adresează nu raționalității, ci iubirilor, dorințelor și este gata să recruteze și să-și însușească acele dorințe ale omului, așa fel încât omul la nivel mental poate să fie perfect convins de niște adevăruri din Biblie, dar la nivelul zilelor de luni, marți, miercuri și așa mai departe, dorințele lui să fie nesubordonate lui Hristos și puse într-un cu totul alt templu decât cel creștin. Și atunci, cred că nu este suficient ca pe viitor doar să ținem lecții, doar să ținem predici, doar să oferim cunoștințe. Aș spune în termeni tehnici să creăm conținut didactic, ci ar trebui cumva să sculptăm, să formăm și simțurile elevilor noștri prin implicarea lor în manifestații cu caracter social, de la caritate până la cultural, cultură, până la participarea la anumite, să spunem, acțiuni ale societății civile pentru valorile creștine. Și nu cred că spun lucruri noi, în cazul familiei Bonariu, iată, în cazul familiei Furdui, în cazul altor situații de felul acesta, care au și o miză religioasă și o miză socială foarte mare, cel mai bun mod de a face teologie publică este să participi, să nu te faci că plouă. Când vine vorba de alegeri, cel mai bun mod de a face teologie publică este să te duci la vot și să pui ștampila pe un candidat despre care, din perspectivă teologică, ai această prezumție că e cel mai nimerit. Nu-l votezi nici, scuzați-mi poate impolitețea, nu-l votezi nici pe Dumnezeu, cine-i Dumnezeu, și nici pastorul bisericii, dar trebuie să votezi conform conștiinței și conform principiilor pe care le ai. Deci, modul acesta de a oferi mai mult decât conținut teoretic și de a forma practic aptitudini, deprinderi și mai mult decât atât simțuri, dorințe, de a oferi o imagine, cum te duci în mall, nu? Și vezi manechinele. Manechinele sunt un fel de echivalent al sfinților din vitralii în liturgia culturală. Da? Când te uiți pe vitralii, zici, dom'le, așa ar trebui să fie eu ca și... Asta e viziunea virtuții. Când te duci în mall și vezi manechinul, orice fată de 14 ani o să vrea să arate ca manechinul ăla din vitrina de la un anumit magazin. Și cu îmbrăcămintea care e acolo. Pentru ea, aceea este exemplarul vieții bune. Aceea este așa arată viața bună. E, vedeți, asta nu se adresează minții, se adresează dorințelor noastre. Și cred că aici ar trebui cumva metodologic, didactic să umblăm, să încercăm să găsim un mod de a forma nu doar mintea, ci și iubirile, dorințele tinerilor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Timpul nostru a trecut atât de repede și promit că aș vrea să continuăm discuția pentru Mulțumesc, cu mare drag. Facem o educare în ceea ce privește teologia publică și cred că este de folos pentru oricine ne ascultă și care este convins că este creștin. Orice creștin are ce să învețe. De aceea vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, să nu uităm că suntem purtători de lumină. Și Dumnezeu ne-a chemat să ducem această lumină în societatea în care suntem. Suntem martori despre marea lumină care a venit pe pământul nostru, Iisus Hristos. Și El a umplut viața noastră cu această lumină. De aceea să fim lumină acolo unde suntem, ducându-L pe Hristos, întrupându-L pe Hristos și valorile Lui în societate. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare creștin, Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră și El să lase lumina Lui peste noi toți. La revedere!